Să vă dau niște știri din actualitatea imediată. Iohannis a negat spusele lui Marian Petrache, șeful său de campanie, și a zis că nu va coabita cu Victor. Logic. Păi vă dați seama că au sărit consilierii și au spus: domnule, este catastrofă. Ăla s-a scăpat și a spus ce ați vorbit, bă, în birou aseară. Deci te duci și spui: nu voi face niciodată cu Victor Ponta guvernare. Haideți să fim serioși. Până și ieșirea domnului Iohannis de ieri, așa de slabă, să ne spună Victor Ponta dacă a fost ofițer acoperit. E obligat să clarifice lucrurile. E în regulă. Atâta e la Saș, să știți. Nu e din calea afară. Și știți, noi îi iubim foarte mult, nu? Totuși trăim într-o țară unde e o reclamă în care dai cu vopsea și zici vopsești nemțește. Deci neamțul este ștampila calității și a lucrului bine făcut.